Așa mă trezesc eu machiat. '74-'79 și eu am 74. Deci mai jos de 74 nu e. Deci ăsta mare nu e bun, iar ăsta mic e prea mic. Ia-ți-o pe asta. E țiplă impecabilă. Ce, ce, ce? E mult prea mare. Ăsta e ce trebuie. Când ai probleme cu bustul. E ce trebuie. Trage aici și hai să-l pun. Bă, eu doar mă uit, Filip, și îți spun, trebuie să pui două coliere puternice. 3 la 10 lei. Haide mă, bagă-l pe ăsta mare. Bă, dar pe ăsta trebuia să-l bagi pe furtuni. Da mă, frate, știu, vreau să mă... Cine e cel mai mare fan mers așa în Adidas? Nu. Teo. I've been moving kind of slow, no trouble with me. Când BMW-ul nu merge, conduci un Volkswagen. Pull up at 6 a.m. and cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. Cum e să ai RS7? Cum e să ai RS7? Bine. Bă, da, cam toată lumea. Am filmări, poze, când își face lumea poze cu ea. Dar nu recomand să luați ca mașină de daily. Nu? Nu, nu. Consumă foarte mult. Cât consumă? Bă, între 17 și 40. În rest, până acum n-am avut nicio problemă, dar mașina e nouă. Are 14.000 de kilometri. Tu ai avut A7 înainte? Da. 3.000 biturbo, cer pământ. Nu e, e total altă mașină. Diferență, suspensie, frână, direcție, tot, putere, tot, motor, tot, evacuare. Tot, tot. Scaune? Nu, cam la fel. Nu, avion. Da, da. Deci îți place mașina? Da, foarte mult. Mi-aș mai lua încă o dată dacă ar fi să aleg. Dar pentru niște oameni normale așa no. Să-și iau un... Salut, vreau să-mi iau și eu un RS7, da? Deci mă duc și eu la muncă cu el, în concediu. No. A7 normal. 3000 diesel. Are loc în spate. Un 3000 diesel e de ajuns. Da, ți se pare că e mașină de curse? Da. E de curse, da? Mi-a 11.3. Da. Acum în weekend chiar. Ai fost tu? Da. 11.3, mașină stock. Erai curios? Da. Da? Da. Am și înțeles. Mai încolo să fiu mai curios. Da. Mai curios? Da. Sunetul evacuării acum versus modificare, dar... E cam greu acum. N-avem ce să facem. Da? Numai din spate. Se aude? Eu zic că se aude. Se aude tare rău, da. Și nu? Evacuare mult mai tare. Da, s-au dus vreo 5 litri. Ai simțit mirosul de bogăție? N-am avut o idee bună cu tunzul ăsta, dar te știam. Nu te-am luat, nu te iau în calcul, nu știu de ce. Ui de tine. Am impresia că sunt singur. I don't wanna dive in and miss me. Guess I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. Ain't gonna tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back sometimes I won't. Hey, acum nu îi mai dau camera lui Daniel, vorbesc eu, da, și cu Pony. Eu sunt de la și facem vlog în poziție de vlog. Daniel habar nu are. Ne mergem să mâncăm ceva light. Tu ce te bași, mă? Salut, sunt și eu aici. Ceva live, da. Tu treci la montat, mă, lasă-mă în pace. Eu diseară tot. Fresh durum. Două kebab fresh și cu două aeriene, boss.
Ia cașcaval. Tell her only partly, I only love my cat and my snow. Trebuie să zic că mergem să... Am filmat cele două episoade și am mergem la întâlnirea Stax de la Timișoara. La piața... De ce dai mă din gură? I'm sorry, 93, I even got it tatted on me. 2012, lady, y'all don't feel sorry. Hey, you know me. Without teeter, probably would be no me, dog. Holler back at me in 2023. Lying bitches up from the nosebleeds, yeah. God's plan, God's plan. I can't do this on my own. Here's to me and Team Thoreau, yeah. Holding down Colorado. Staying true to 303, yeah. I hope one day Drake see me, yeah. Summer dropping my EP. And still, God's plan, God's plan. I can't do this on my own. Here's to me and Team Thoreau, yeah. Holding down Colorado. Staying true to 303, yeah. I hope one day Drake see me, yeah. Summer dropping my EP. Fac ceva să nu fac ceva rău. E ridicată, mă, oare? Mi-e și frică, bă, mi-e frică cu mai... Cu timona asta, mi-e frică că... Faci ceva asta? Doar păzi ceva aici, faci ceva? Bă-tu-mă, bă-tu mașină, se pare că face... Se termină a doua zi de vlog. Ne pregătim, ne facem încălzirea pentru Vortărze. Am făcut o mini-întâlnire la Timișoara, pe parcursul zilei de astăzi. Au venit băieții, am împărțit sticăre, toată lumea fericită. Ne-am povestit de sponsorii noștri TCM Tuning, în cazul în care vor să-și optimizeze puterea motorului. Nu-i nimic rău în asta, totul safe, totul bine și sănătos. Le-am povestit și de AFS Air Force Suspension, Air Ride. Știu băieții din Timișoara și-au montat și singuri și cu ajutorul lui Răzvan. De motul știe toată lumea, le mulțumim pentru susținere. Vă mulțumim și vouă pentru prezența din parcare, pentru subscriberile de pe YouTube, pentru like-urile de pe Instagram și like-urile de pe Facebook. Și nu uitați că este ultima zi de înscriere la giveaway-ul cu excursia la Sachsenring la MotoGP alături de noi. Avem un loc, mai e o zi, încercăm să facem extragerea live mâine la Vortărze. Mâine, nu? Zic bine, suntem în 25, mâine pe 26 este extragerea. Ține-te aproape!